Mihai Prunariu a continuat atacurile la adresa fostului său coleg din PPDD, Tudor Barbu. Acesta a declarat despre liberal că este senatorul vuvuzea din cauza modului său de exprimare. Atacul lui Prunariu vine ca răspuns la ironiile lansate de bucureștean la adresa sa. Nu pot să-i spun decât că știți că mai îmi place să pun ștampile la oameni. Domnul Barbu e senatorul vuvuzelă. Sau vuvuzea, cum vreți să spuneți, pentru că în 2010 a fost campionatul mondial în Africa de Sud și s-a inventat trompeta aia vuvuzea care urlă și nu spune nimic concret. Și dacă nu mă credeți că eu îi spun că e senatorul vuvuzea, vă fac următorul test. Luați o vuvuzea și în timp ce suflați în ea, dați drumul și la radio. Și dacă cumva vi se pare că sunt diferențe, înseamnă că nu aveți ureche muzicală. Prunariu a dezvăluit și motivul pentru care l-a atacat pe Barbu. A ironizat necunoscându-mă, înțelegeți? Păi dacă orice om care vine de prin centura Bucureștiului la Târgu Jiu și care în 2011 propovăduia... Ziceți că nu-l cunoaște și știți unde stă, domnul Prunariu. Dom'le, nu, spuneam că vine de pe centura Bucureștiului în sensul că dacă ești din București, am înțeles. Pe centură și după aia ajungi la Târgu Jiu. În 2011 pe OTV spunea că vine sfârșitul apocalipsa și... Eu cred că la senzația... știe mai multe eu din ce declarat. Eu cred că am senzația că omul chiar crede că a fost în 2011 apocalipsa și că noi trebuie să știa, a murit și l-a rămas singur. Atât Mihai Prunariu cât și Tudor Barbu au făcut parte din Partidul Poporului Dan Diaconescu. Mihai Prunariu și-a dat demisia din PPDD și a renunțat la toate funcțiile deținute. Într-un singur mandat de senator, Barbu a fost la trei partide, PPDD, PC și PNL.